Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul lui Alin de la Strehaia. Prieteni, astăzi mă simt mai bine cu durerea de cap. Mă doare aici când apăs, dar nu mai sunt așa amețit. Ieri am fost toată ziua amețit, căpiat și zăpăcit de la lovitură. Uitați cum s-a întâmplat. Nu aici, într-o clădire, dar exact așa, uitați. Se vede? Deci am ieșit așa, m-am aplecat și când m-am ridicat, m-am ridicat capul direct așa. Bam! Tare! Și aia a fost. Era cât pe ce să mor. Doamne ferește! Bună, draga mea soție! Ce faceți voi? Măi soție, tu ești cu minte, mă, tu ești cu mințenia pământului, mă! Da, mor de tine! Vrei cărnații separat sau vrei direct în omletă? Bagă-i acolo la omoletă! Aaa, nu știu, pe noi am fost la școală. De ce bebelul? Că nu era cu minte. De ce drăsanule? Lasă că n-are nimic, mergi mâine. Asta e, a fost o eroare azi. Nu-mi place cum arată ăsta. De ce a fost așa? De ce? N-are nimic, așa e el. Lasă. Fă bine mie. Bate. Bate vântul pe clisură. Afară nu mă usturoi, mai cum ce fac aceștia oameni afară? Ăla pantalon cu șorții, apoi m-am uitat șorții. Ce fac acolo? L-am bucat. Nu vine să mă duc acolo, că unul mă ia să-i pun reclame și unul să-i leg clipurile. Dacă intru în mâna lor. Da. Amiha. Ce? Da, așa năbușii, nu? Nu. Dar cum? Sub o ceapă și băgăm legumele așa, fasole. Fasole? Merge. A? Merge. Ce? Făi. Apa, așa ce cum să faci numai năbușii, ca să faci mai mult. Da. Nu? Făi. Știi, tăvătorul meu nu ai. E după lat aici. Mi-a căzut. M-a luat COVID-ul. Mă ustură pe gât și tușesc tare. Lasă că o să iau. Merg să văd ce se întâmplă în șatră puțin. E acolo, Luci? A, pe când nu e Luci? S-au făcut oamenii bucătării și au ieșit de acum să vedească afară. Atunci nu mă mai duc, că nu mă lasă să o filmez. Faci, de jos, curățenii. Așa, așa. Nu mai intru în filmările lor. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Unul mănâncă cu brânză, unul mănâncă fără, nu fac așa amestecat. Ce? De omletă. Mamă, omeletă, avea aștept să mănânc. Nu e și ce-aș fi vrut. Să facem. Vreau niște pui pe grătar. Ascultă, pui de ea pe grătar și să face saramură de aia cu ardei, cu alea în ele. Unde e? Am întrebat-o când am fost în oraș. Are? Are. Păi să luăm. Să facem. Deci vrei cu brânză sau fără? Niște pui, niște căini. A? Cu brânză sau fără? Cum, cu brânză în ea? Nu, fără. Tort cu cârnați de ea. Lapte, brânză, șuncă, ouă. Poftă bună, butelie. Păi iau, dacă îmi iau legătură cu ei, mă agită, mă bag în depresie. Vezi? Am zis că nu mai eu, că-s nebună. Nu-mi dau, îmi dau așa, agitație. Te bag în depresie, unul începe așa, unul așa. Au numai plângeri, numai reclamații, n-au oameni să-i ajute, n-au sclavi. Da. Ce să le fac? Ei vor un om să-și dedice viața lor. Dedicație totală. Nu știu și cum sunt oamenii, ele merg la biserică și se călugoresc. Doamne ferește, dau exemplu doar. De, nu știu, să se dedice cu totul. Dar oamenii ăia se dedică pentru credință, pentru biserică, pentru astea. Ei vor așa o persoană să se dedice pentru ei, să nu mai aibă contact cu altceva, altcineva, cu altceva. Nu știu dacă mă înțelegeți. A, tot
doar cu ei. Ei vor ca și cum ai un, cum să zic? De unde? A furat-o patroană. Păi și atunci? Am pus-o și am pus-o în alegat. Omletuță. Nu pot să-l dau la unii. Eu nu știu. Ursul n-a venit. Cafelele astea cred că mă îngrașe pe mine. Cu zahăr. Băi și într-o. Aici? Nu. Unde e tine pe patroană? Era sub pe frigider. Am crezut că a intrat și a furat tigaia. Auzi că noi i-am furat tigaia. Noi. Așa zici. Doamne. Da, zic că am luat noi tigaia, dar nu-i la noi. Că noi i-am intrat pe afară, dar noi tot. Noi am furat tigaia. Așa visează această femeie. Doamne, de ei până în coadă. Fără codiță. Fără coadă. Să termină ceva, adică să termină tot. Cum ați reparat dulapul ăsta, că s-a rupt? S-a rupt, gata, ce să vrem la fel, gata. Păi cum l-ați făcut? L-a făcut un supovizor așa, dar mai veni bine. Bine că l-a făcut totuși, că era rupt de tot, în bucăți. Căzuse de tot. Ia uitați cum face Miha. Omeletă. Dar să mai pun unde, mai bun? E dar nu știu. M-am dus afară și am scos toată, tot usturoiul pe pungă și trebuie să șerim un pic pe acolo, toate alea de la. Deci să înțelegem, noi suntem sequestrați în casă, nu putem ieși în curte, că vom fi preluați. Da. Unul ți aruncă telefonul, n-aleagă și n-aleagă. Unul n-a fără să zice. Așa ți n-aleagă. Patroană, da. Cum fă azi dimineață pe aceea? Mi-a venit și cu telefonul încărcat. A, numai încărcarea de prima dată. N-are încărcător. Nu mai are, nu s-a făcut. Măi, omule, de unde să angajăm un om să se ia să ocupe de ei? Dar nu rezistă nimeni. A, dar rezistă atât la goale, era înainte. Cum îl chema? Eu nu știu, pe Aristică l-au terorizat. Tipă la el și face de tremur Aristică de-n țipă. O dea pe urmă la Severin, îl ia peste tot. Trebuie mai ușor, că fi bun. Omul are treabă. Omul ăla. Omul ăla umblă în sat, face afaceri. Are și treburile lui. Pe sică, de ce nu le-a să facă omul lor de bază? Îl cheamă și la gară să-l ia. E la gară. Dar de ce nu-l fac ei pe sică omul lor de bază? Nu mai se întrege nici ăla, fuge tot înainte. Dacă fuge el, Ion, din curte, mai văzut, că aveam treabă de el. Ion râdea el de patroana, patroana țipa în curte, făcea scandal cu el. Și eu râdea de patroana, că patroana e geloasă, auzi pe el, că fuge Ion și că face filmări cu ea. Ea de aia e supărată pe Ion, auzi că ce caută Ion în casă la tine și bea cafea, că de ce te înțelegi nu cu Ion? Nu i-am dat cafea, i-am dat să mănânci, i-am dat ciorba da, care mai era. Da, auzi că de ce idei tu să mănânci, ce prieteni i-am dat bidoanele să le vândă, mi-a dus 20 de lei și ce s-au mai luat. Păi nu, ascultă. Spune că ce prietenie ai tu cu el, că nu mai stai Ion să facă filmări cu ea. Păi da, fără niște scaune din față le-a băgat în garaj, bicicletele ale vechi, care păi nu da, era. Dar vezi, în geloasă ea, auzi, că de ce îi dai tu de mâncare? Ca să nu mai stea să facă filmări cu ea? O, păi dă, păi nu-i dă. Eu îi dau bidoanele în față, sticle, ca să vândă, nu le iau. Auzi și tu. Nici nu le ascund, le pun să le vadă, știi? Eu am adunat ce avea mai aceea, dar e doar că ia Ion din fața cășii. Doamne. Ia să vedem cum mai face. Mai mi-aduce apă de la izvor. Ce? Miha, această omletă. Ia, wow, arată bine. Nu am abia aștept să mănânc. Și curcanul ăla abia aștept să pun la apă pe el. Eu mergeam la apă cu mașina. Ce? Eu mergeam la apă cu mașina, că nu puteam să aduc bidoane. Mi-aduce 5 bidoane de apă. Nu-i ceva? Normal că e ceva. Cum mi-aduce aici? Nu am zis deja. De acum da, mă, zi, și îl pun la masă aici. Îi dau o măliguță, i-am dat și aseară o filie de mămăligă și o pulpă de pui. Dar o să-i dau aici să se duc la masă, să moară patroana de invidie. Prieteni, vreau să vă anunț că intru la dietă, vreau să re... O să fac o pomană, fac eu. Vreau să redevin Alin super slim. Dar o să o iau așa ușor, uite, mănânc astăzi, dar nu mai mănânc haotic, e treptat așa. Trebuie să reduc sucul, trebuie să reduc cafeaua, mâncarea. O să încerc ușor, ușor, zahăr, da. Nu, tași puțin. Deci trebuie să reduc zahărul, să reduc sucurile, dulciurile,
Dar astăzi mănânc așa mai lei, nu pot brusc. Hai, lăsa-o. Ca să nu mai fi doar piciorul, să faci bandă. Nu, la sală, nu. Faci bandă încet. Să fac... Un pic încet, vezi cum mănânc. Nu, să fac de aia febră musculară. Dar ce lovitură am luat eu în cap ieri. Aline. Gura la ăștia pe mine. Nu la Aline. Nu mă doare de la nimic, mă doar de nos, în coloană. De acolo să lasă. N-are să. Am văzut nimic, am făcut tomograf. Am făcut e analiză. Grav, nu faci. Am făcut tomograf, s-a văzut nimic. Când am făcut tomograf la coloană, s-a văzut și nimic, că am făcut ăsta lombar, cred, sau nu știu cum se cheamă. Și am făcut CT. Am stat în CT-ul ăla, Doamne. Eu nu credeam pe ăștia când spuneau că le vine rău, că le alea. Nu mi-a venit rău, dar e nașpa rău, stai într-un ăla închis și sunete, se aude, bum, bum, bum. Mama, ești și de acolo că trebuia să-i vadă teatra aia pe mine pe casă. Știi ce urât se aude? Și țipă aparatul ăla, se învârte și face și o jumătate de oră trebuie să stai. A ieșit și după aia mi-am fost vreo a doua oară a stat. E greu de stat. Mi-a fost greu mie, dar lor, persoane în vârstă. Eu, în 2013, mai am fost nici în ăla de... Eu mă parichez și în ăla... E vânzat acum și de mult făceam. A, solat. Când eram la ochi, nu făceam la mea da. Acum, dacă intru, nu mai scot. Păi acum sunt solare și în picioare. Da, nu trebuie neapărat. Știu că am pus la ochi. Wow! Dar wow. La ochi, în care mi-a atunci, am țupat de deschisă și așa. Hai să mâncăm era omeleta. Frică. Și avea și ventilator. Ia dați și mie o furculiță. Mi-era frică rău. Șervețele ne-am luat. Am la mea le pute pe masă, de ce? Omuleta. Să fie, nu fie o grăzată. Ia dă-mă un șervețel, că e masa plină de apă. Apă de apă. Deci, prieteni, sunt ok cu lovitura la cap. Mă mai doare puțin când apăs. Dar trebuie să o bucă, da, dă-mi cu apă. Uite, m-am umplut tot. Reunia. Această masă. Dați-mi și mie o roșie. Mi-ai dat-mi tot așa de la să mănânc cu omuleta. Acolo se mai fac. Da, 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 da. Ia-mi, ia-mi, nu. Să fac cu mine. O omuleta. Omuleta. Oricum o să mănânc și revin, prieteni, ca să nu mai vă uitați în gura mea cum mănânc. Ionica! Uitați-l, prieten, pe Ionica cum vine. Hai, Ionica, hai! Bă, unde umbli, mă? Leo, vezi, te-am comințit, m-au zis toată lumea, mi-a dat o deschidere frumoasă, mi-a zis, mă bucur de tine, Ione, că l-ai împăcat pe Leo și e fratul tău adevărat. Unde, puțin de mă? Toată lumea! Puțin poze, prin penii, prin... Ai făcut poze prin penii? Toată lumea să facă poze cu mine. Nu crezi, serios? Bă, nu mai revedeți, ai ajuns. O să iau 10.000 de urmăritori, frate. Câți ai? 10.000. Nu cred. Da, da. De-aia ai băut ceva. Zii drept. Bun, o bine, dă-te făpunul, cinste. Ioane, am rugăminte la tine, ia și mie două lemne de ăștia. Mă, cine ți-a făcut cinste? Un om din Craiova. Hai, te rog frumos, afară. Zi, Ioane, care e problema? Acolo face Ioane, m-a care e problema mâine? Am fost solicitat, sunt invitat mâine de onoare la țigani. E o nuntă, n-am voie să dau nume. Este David. Și unde mă? Sandu Ciorbă, prietenul meu, de pe TikTok. Păi și când spun Sandu Ciorbă mâine? S-ar putea să dea Dumnezeu să fie bine. Ce melodie aveți în program? Ei, avem ceva melodii frumoase. Da, unde la nuntă? La aproape de vecinul tău, Puli, lângă... Nu dau nume, că n-am niciun sens. Așa? E ceva frumos, va fi o activitate frumoasă. Sandu Ciorbă, cine mai cântă? Am fost invitat de onoare. Păi stai, cine mai cântă? Nu știu. Păi dimineața la 10. Sandu Ciorbă și mai cine? Nu știu. Nu știu. Păi dimineața la 10 cântă? Intră de la 10, intră pe cort. Intră pe cort? Că normal, duminica am și botez. Unde? Păi ce s-au pus evenimentele astea pe capul tău? Dar îmi dai și mie câte 2 milioane. 2 milioane de la nuntă, 2 de la botez. Dacă îmi dai mie 5 lei, 10 lei, eu îți dau și mai multe. Și dacă mă minți? Și eu dacă nu te mint, e real la mine. Păi dă-te mie, să vezi că eu îți dau. Și mi-aduci 2 milioane. Dumnezeu mi-ajută mie
Te ajută și tie. Stai și mi-aduci 2 milioane. Știi că eu îl dintr-o bucată. Ia uite, Ioane, toți banii mei. 5. Chiar 5 lei am. Sănătate. Și mi-a dus 2 milioane. Să-ți dea Dumnezeu putere, sănătate și noroc. Dar mi-a dus 2 milioane. Mă, ți-am spus eu, fac banii. Mi-a dus 2 milioane, da sau nu? Mă, n-auzi, eu când zic, da e la mine. 2 milioane, am dovada aici filmarea. Eu am putere. La câți soliști am mâine, nu fac față. E sigur, Ionica? Nu fă tu problemă. Te aștept cu banul. Ce faci? Păi mine cred că mai ară ceala. Hai, mă, parcă doar ce ți-a trecut. A venit Alex. Păi nu a fost așa. Mi-a furat pisica. Cine? Pe unde e? A dispărut din cameră. O fi dat în cameră. O fi dus o copii ceva. Ia. Ionica, trebuie să-mi iei pastile, frate. Păi ce are patronul cu tine? Auzi, gelosă, că de ce îți dă mama de mâncare, că nu știu ce? Îi mulțumesc lui Anca, mama ta, îi mulțumesc lui Anca că, din suflet că știe să durească un om care a venit din standard european în Strehaia. Îi mulțumesc din suflet, frumă mama ta. David, mă înțeleg foarte bine cu ea. Cum a fost la școală azi? Foarte frumos. Mulțumesc foarte bine cu ea. Pe bune. Pe și unii, îmi dau pe Leonardo, pe tata. Nu știe nimeni. Dar problema e că era în camera asta și ușa era închisă. Cred că a vândut-o Ion. Ce s-o vând eu? Ioane, oprește muzica. Ai vândut pisica? Păi nu știu ce culoare are măcar. Bă, fă-i semn, muzica. Bă, alo, Creva. Zii, Ioane. Păi nu știu ce culoare are măcar. Pisica e albastră. De unde? Du-te la albastru. Nu, pisica e albă. Îmi trebuie un concediu neapărat. Să stau pe plajă. Nu știu, Ioane, după eveniment pleci cu mine la mare. Mergem? Mână! În Africa. Fac și eu un bănuț. Stăm pe șezlong frumos la soare, cu ochelari. Mi-au zis mulți tovarășii mei că te-au văzut în Egipt, pupai Camila. Pupam Camila. Da. M-au văzut? Da. Erau acolo și sunau. Da, mă, zic, eu uite mâna. Mă, Ioane, mi-e dor de Egipt, mă duc înapoi. Ce acolo e acolo e, în Ierusalim, într-adevăr, e o țară foarte bogată, oameni foarte minunați în Egipt. Și aș vrea să ajung acolo pentru că, na, am fost... Te duc să fii de la deplin ca ajutor, Cămilele. Ca ajutor de preot. Ajutor de Cămilă, vezi, fii. Vorbim serios? Să dai Cămilele la oameni să plimbe, 20 de dolari cursa. Eu, mă, acolo e în dolari sau în lire seline? În dolari. În dolari? Stai, plimb Cămila, plimbi oamenii pe ea. În deșert. Adică gen tu o ții în de... În deșert. De scoară, da? Da, în deșert, gata. Și merge așa și vine după tine. Da, știu, am văzut. Vezi că plec, dacă e ceva, am strigi, David. Da, da. În deșert, da. Gata, prieteni. Îl duc pe Ion să-l fac Cămiloi de ăsta. Încheiem aici, devenim mai târziu cu detalii șocante. Vă pupăm și vă dorim o zi minunată. Și la fel, vă pup, dragi prieteni, să vă amunați la... pe vlog la Alin, că a fost copilul meu, la și va fi întotdeauna. Și doresc multă sănătate și multă bucurie. Și... Mulțumesc, Ioane.